Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Poate să ai și un defect, că e prea sincer. Mai bine așa uneori decât ascuns. Da. Pe mine m-a izbit bunătatea ei. Păi eu de dimineață sunt pe covor și adun toate scamele. Păi, parcă n-ar exista aspirator. Nu, îmi place mie. Da. În toată casa șterg praful, becurile, da. E o luptă, deci apar fel și fel de probleme pe care trebuie să le rezolv. Te caut mereu. Ce bine că ești în viața mea. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Ce bine că ești. În această seară vom vorbi cu o familie cu experiență de 36 de ani și nu numai atât, vom vorbi cu un fost comisar șef și cu soția dânsului. Vom afla ce înseamnă lumea aceasta și în ce mod a afectat căsnicia lor. Le spun bun venit invitațiilor mei, Ana și Costel Ivașcu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunt onorată și mă bucur să văd o astfel de uniformă aici în platoul Ce bine că ești! Cred că cu mândrie reprezentați instituția. Da, de la 18 ani. De la 18 ani? Da. Wow! Imediat după liceu. Și cum de ați ales acest domeniu? Da. Eu voiam să mă fac preot sau profesor. Ia auzi. Dar căile au dus spre o viață de polițist. Lucrând în structura de autoritate 35 de ani. Wow, e ceva. Da. A fost o viață grea? Credeți că este mai greu în acest domeniu față de altele? Da, a fost o viață grea. Da. Și cum a fost pentru dumneavoastră să sprijiniți un comisar șef? Da, nu a fost chiar așa ușor, dar nici greu. Important a fost că ne-am înțeles, am comunicat amândoi și prin comunicare se rezolvă totul. Au fost momente în care trebuia să lucreze noaptea sau, nu știu, misiuni? Da, au fost destul de multe. Erați îngrijorată, poate? Da. Foarte multe nopți, foarte multe misiuni, da, foarte multe. Dar Dumnezeu a fost cu noi și este bine. Da. Da, a fost greu într-un fel că el pleca în misiuni și eu eram și însărcinată cu al doilea copil și, mă rog, dar... Da, au fost reciclări. Da. Până să ne căsătorim în comuna de unde s-a născut Ana, am luat-o un pic deoparte, pe două fotolii și am spus, uite, eu sunt polițist și o să plec de acasă, o să am misiuni, era pe timpul lui Ceaușescu. Pentru că l-am păzit vreo câțiva ani și plecam, veneam noaptea târziu, apoi dimineața la 4-5 dimineața din nou plecam. Și i-am spus lucrul acesta și a înțeles. A acceptat. A înțeles și uite, sunt 36 de ani. Da, o grămadă de ani. Da. Dar haideți să aflăm cum v-ați cunoscut. De unde a început povestea voastră de dragoste? Eu lucram atunci, în 1987, la secția 10 poliție, în centrul Bucureștiului. Dar eram la Banca Națională a României. Însoțeam transportul de bani în toată țara. Și, paradoxal, am pornit din provincie, de la țară, unde m-am născut, în județul Dâmbovița, un băiat timid, poet, pentru că scriam poezie. Tare! Mă scuzați. Și aici, la București, am ajuns într-o lume a șmecherii, a infracționalității. Da. Și am zis, opa, trebuie să mă acomodez într-un fel și cu viața aceasta. Și eram un pic aventurier, da. Am avut mai multe prietene și, la un moment dat,
o doamnă din Banca Națională, lucra la casierie și mi-a zis către mine: o să-ți faci o cunoștință cu o fată și o să te faci băiat cu minte. Mă uit tot așa, cu dispreț la... Nu cred eu așa ceva. Că eu sunt craic. Nu mă liniștește nimeni pe mine. Nu mă liniștește. Și într-adevăr așa a fost. Am avut o întâlnire pe Lipscani, la casa de modă, nu? Da, era casa de modă Venus pe vremea aia. Și Banca Națională era vis-a-vis. Da. Și acolo era cel mai apropiat loc unde ne puteam întâlni și discuta. Dar dumneavoastră cum v-a prezentat situația? Bănuiesc că tot doamna aceea a încercat să vă... Da, era mătușa mea. Înțeles, ok. Da. Și cum ai, să am un coleg, nu știu ce? Da, și haide să încercăm, să vedem. Și cum așa era pe timpul acela. Să se făcea cineva cunoștință. Da. Da, așa era timpul acela. Pe mine m-a izbit bunătatea ei. Bine, și are și vocea mai caldă așa. Și avusesem experiențe cu fete mai năzdrăvane așa, inclusiv din București. Și nu mi-a plăcut. Da. Și când am întâlnit-o pe ea, m-a izbit, am spus, blândețea. Și zic, gata, ea este. Și după 3 luni de zile ne-am căsătorit. În 3 luni de zile? Da. Wow. Se zice că trebuie să te cunoști mai mult, dar la noi a fost... Și aveam 23 de ani. 23. Da. Da. Nu am copilărit, cum se spunea. Trebuie să copilărești ca și bărbat 10 ani. Nu am copilărit și a fost foarte bine. Pentru că aveam... Intrase cu un topogan urât. Da. Și a venit la momentul potrivit. Păi, evident, da. Familia. Eu vreau să spun așa, la început, despre câteva cuvinte despre femeie, de marcă proprie. Așa. Din tot ce a creat Dumnezeu, cea mai spectaculoasă și încântătoare ființă este femeia. Femeia este o orhidee îmbătătoare, o ființă plină de exuberanță, plină de farmec, plină de inefabil. Deci femeia pentru mine asta reprezintă, da. Ce frumoasă descriere. Iar în urmă cu 36 de ani m-am uitat în adâncul limpede al ochilor ei și atunci nu mai putut să desprinde de ei. Ce frumos! Da. Pare un bărbat romantic, soțul nostru. Da, este. Da, v-a făcut declarații, cred, de-a lungul timpului. Da, da. Fiecare an, aniversar al căsătoriei, vine cu flori, cu... Da, nu mai în fiecare an, dar și acum, poate că sunt prea conservator, dar și acum mai aduc flori. Foarte frumos, foarte bine. Cuceriți sunt fiecare zi. Da, unul dintre elementele principale ale unei căsnicii este reîndrăgostirea. Corect. Pentru că te căsătorești atunci când ești îndrăgostit și de-a lungul vieții intervine dedicarea unul față de altul. Da. E un secret pe care îl știu mai puțin, dar... Contează, e important de știut asta. Da. Reîndrăgostirea de partener. Și cum a fost să vă pregătiți pentru o nuntă în așa scurt timp? Da, a fost un efort mai mult din partea părinților ei, pentru că tatăl meu atunci, în perioada aceea, a avut un cancer de colon galopant, care a și murit. Am avut nunta în aprilie 1988, iar la pe 5 mai tatăl meu s-a stins. Da, a fost pe repede înainte. Dar a fost un eveniment frumos și cu nunia, colegi de la mine, foști colegi, da. Dar, v-am spus, ne-a ajutat mult părinții ei și a fost bine. Cum a fost să începeți o căsnicie având o pierdere mare? Când moare tatăl, cred că suferi foarte mult și cumva ați intrat în doi împreună suferind. Cum a apăsat acest lucru începutul unei căsnicii? A fost foarte greu, pentru că eu provin dintr-o familie cu 5 copii, eu fiind cel mai mare. Atunci când a murit tatăl meu, deci am rămas orfane așa, sora mea era foarte mică, avea 5 ani, dar, cum să vă spun eu, aveam totuși speranța aceasta în divinitate. Bunicul meu fusese dascăl la Biserica Ortodoxă și citeam Biblia
și mi-a implementat sentimentul acesta de siguranță divinitate. Și am zis, Doamne, nu poți Tu să nu ne ajuți pe noi. Da. Și în general, eu fiind cel mai mare din familie, am pledat pentru a-i ajuta pe frații mei, pe mama mea. Chiar înainte de a veni la dumneavoastră aici, mă uitam în jurnalul din 1988 și citeam despre tatăl meu, despre pierderea aceea. Un om de 1,90 m împingea tractorul cu o mână. Cu una singură. Da. Și în 6 luni de zile l-a răpus boala. Da, l-a răpus boala. Și a fost foarte greu pentru că mama mea, fiind casnică, depindea numai de el. Da, da, da. Ceilalți copii, frați de-ai mei fiind mai mici, da. A trebuit să-l susțineți pe toți. Cu animalele la câmp. Atunci era CAP-ul. Dar încet am prins și eu amploare în poliție, în sută de autoritate. M-am devenit ofițer și partea financiară a devenit mai bună. Da. Ați putut să sprijiniți familia. Da, și mi-a sprijinit familia, dar a fost, să știți, greu. Chiar mă uitam în jurnal și mi-a venit să plâng. Cred, da. Despre faptul că a lăsat 5 copii orfani. Da. Și apoi, după întoarcerea mea la Dumnezeu, principalul meu scop este văduvele și orfani. Ajutați văduvele, da, și orfani. De 30 de ani. Doamna Ana, din perspectiva dumneavoastră, cum a fost începutul căsniciei? Din perspectiva mea a fost bine, pentru că n-am reușit să-l cunosc atât de mult pe socrul meu și am fost mai, cumva, mai detașat. Mai detașată, da. Dar bănuiesc că era greu să îi găsiți, nu știu, să-l... Da, da, a fost foarte greu. A trebuit să-l sprijin, să... Da. Aveam o garsonieră confort 3 prin Berceni, mică. Da, și... Apoi soția a născut un băiat pe Cristian și era foarte... Nu aveam nici gaze. Oh, băi. Eu am pornit în 1984, când am fost repartizat în București, am pornit de la lingură. E o vorbă în popor. Am fost la un magazin, aveam garsoniera goală. Și zic, vreau și eu o lingură, o furculiță, să uita la mine. Păi de ce? Păi zic, nu am nimic în casă. Chiar la propriu de la lingură. Da, da. Și cum a fost viața dumneavoastră după ce ați devenit părinți? A fost și greu, a fost și ușor. Am primit sprijin și din partea părinților mei. Da. Băiatul cel mare a stat 4 ani la mama mea, până a început la grădiniță. Munceați. Da, eram la serviciu. Bine, și acum... Și acum muncesc. Da. Și a fost cumva greu, dar a fost frumos. Da. Au venit unul după altul, băieții, la 1 an și 2 luni a venit cel de-al doilea băiat. Și tot așa am primit sprijin din partea părinților. Și băiatul cel mic a stat și la el 1 an de zile. Și în timpul ăsta am avut o încercare cu el. Ce s-a întâmplat? Da, a avut o problemă medicală, Alexandru, dar pe timp, în timpul acelea nu puteai să stai acasă cu copilul, cum e acum 2 ani. Da, da, da. 3 luni, 4 luni și mergeam să iau certificate medicale și fata de așa de greu se dădeau. Dar ne-au sprijinit părinții, într-un fel, că am lăsat la ei și au crescut. Cu toate că specialiștii... spun mai bine sunt crescuți copiii de părinți decât de bunici. Da. Dar ce da, se vede diferența, pentru că fetița am crescut-o noi, a stat numai lângă noi și... Bunicii mai răsfață. Da. Băieții au fost mai rebeli un pic, au fost mai răsfățați. Mai... Da, da. Și ce s-a întâmplat cu băiatul, dacă ne puteți spune? Da, din naștere a fost diagnosticat cu megacolon. Și nu putea să iasă afară când trebuia să aibă scaunul. Da, să aibă scaunul. Un chin. Plângea foarte tare și dădea din picioare, nu putea să facă. Și a durat probabil până s-a putut rezolva operație sau cum a fost? Da, a durat. Da, lucram eu la circulație atunci și am cunoscut pe directorul de la Grigore Alexandrescu, directorul spitalului. Am luat legătura cu dânsul și m-a asigurat că se rezolvă.
Și a fost o operație nu simplă, da, dar urma operației a fost ok. Da, a fost băiatul, o operație reușită. De atunci n-am mai avut probleme. N-am mai avut probleme de atunci. Da, acestea da, cred că apasă. Dumneavoastră trebuia și să munciți, nu putea să fiți prea mult alături, da, și să știți că sunt problemele astea. Da. La un moment dat făceam naveta de la București la țară, că l-aveam pe cel mare la țară, cel mic era cu mine. Și... Da, și eu am făcut naveta. Îmi puneam coafa pe caschete de la circulație, ieșeam la Danubiana spre Frumușani. La ocazie, într-un fel, dacă nu vedea uniforma, opreau toți. Da, da, da. Și deci polițiști mergând cu ocazia. Și când vedeam pe Ana cu un copil la sân, cu unul pe picioare, legăna, zic, Doamne. Da. Da. A fost o perioadă mai grea atunci. Și ce a urmat după această etapă mai grea? Bănuiesc că a venit și partea mai lejeră a vieții. Da. Da, apoi a venit Revoluția. S-au schimbat toate. Da, eu am învățat că de felul meu sunt un băiat studios și am luat examenul la ofițeri. Am intrat în rândul ofițerilor și Ana lucra, eu lucram și a fost mai bine. Dar v-am lipsit totuși de lângă copii. Având serviciul acesta, plecam din țară câte o săptămână, plecam în țară câte o săptămână, plecam luna, veneam vinerea, da, am aveam tot așa misiuni de noapte, eram permanent în priză și eu am iubit foarte mult poliția. Da. Da. Am iubit foarte mult poliția, am pus suflet pentru lucrul acesta. Da. Și acum sunt în rezervă, dar nici nu vine să cred. Am impresia că toți sunt activ și... Da, da, da. Răspund la solicitările oamenilor și ale șefilor. Da. A fost o perioadă mai bună, da, după aceea. Ce bine că ești în viața mea. Poate să ai și un defect, că e prea sincer. Mai bine așa uneori decât ascuns. Da. Să găsească un scop în viață. Dacă nu ai un scop în viață, acționez haotic, așa, ca spițele unei biciclete, dacă nu sunt prinse în butucul acela central, da, acționează haotic. Ce bine că ești în viața mea. Și la cât timp față de al doilea copil a venit fetița? Rebecuța? 17 ani. La 17 ani a venit, a rămas însărcinată. Da, erau băieți în liceu și... Oarecum le era rușine, că era diferența asta mare, da, 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 între ei și cel mare era Rebecuța, cred că avea vreo 3 ani și jumătate și zicea, hai Rebe, hai cu tata afară și făcea, hai, nu ești tu tatăl meu, nu ești. El zicea așa, da, că na, era diferența. Da, 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 până să nască, i-am întrebat și... pe amândoi, uite, veți avea o surioară. Iar Alessandru, eu nu vreau să văd ea, nu? Nu vreau. Și acum au o relație... Cred. Da. Poate părea pentru ei mai... Poate a fost mai ciudat la început, dar clar s-au atașat și au iubit-o foarte mult. Da, acum nu se mai vede așa diferența dintre ei. A crescut și ea. Da. Ați avut timp mai mult să fiți alături de fiică? S-a schimbat poate ceva în viața dumneavoastră cu munca, cu... Ați avut și noastră concediu, presupun. Da, da, da. Cu ea am stat 2 ani acasă și... A contat. A contat, da. Da, a fost altceva. Am avut și experiență și de la băieți, pentru că, cum a spus, au fost mai rebele așa și eu am fost tot timpul plecat și am căutat acum, pe ce s-a născut Rebecca, să fiu alături de ea. Da. Și bine, îmi spuneau și ceilalți, vezi că legătura dintre tată și fiică e mult mai... E specială. Da, și așa asta a fost. Așa și a fost. Acum când lipsește mai mult, ce da tati când vine, cât mai stă. Da, da. Adică da, se vede legătura dintre tată și fiică. Ce apreciați la soțul dumneavoastră? Ce calități? Cum l-ați descrie?
primul rând că e un bărbat prezentabil. Da. Și eu întotdeauna am fost complexată că sunt mai măruntă decât el și... Dar... S-au compensat. Ce apreciez, nu asta. Bunătatea, sinceritatea. Poate asta e și un defect, că e prea sincer. Mai bine așa uneori. Decât ascuns. Da. Da. Și dumneavoastră ce apreciați? Înțelegător. Da. La soție. Ce la soția, da. Apreciez bunătatea. E o ființă bună, e blândă. Da. Să vede din privire, să foarte vede. Muncitoare pe segmentul bucătărie, așa, excelează. Are un pic din bulgăroaică. Strănepoții au fost bulgari. Și este o femeie efectiv de casă. Eu sunt un pic mai ea e blândă și eu sunt un pic mai așa, mai un pic mai repezit. Mai repezit, da. Mai coleric. Dar potrivirea este excelentă. Și cum ați depășit momentele de conflict? Că, sigur, în 36 de ani ați mai avut câte o ceartă, poate, sau câte o neînțelegere. Ce faceți în acele momente ca să depășiți? Da, tocmai vorbeam... Că nu ne aducem nu? De conflict. Da. Eu aleg să tac atunci când... mă mai ceartă, da? Aleg să tac. Nu este vulcanică, dar știți, specific femeilor, atunci reacționează imediat după, dar după aia își dă seama și se calmează. Dar nu prea ne-am certat noi. Chiar acum, urmă cu vreo 5 ani, mai eram întrebat, cum e căsnicia voastră? Da. Și zic, o legătură permanentă de perpetuă de dragoste. Hai, mare lucru, da. Da, e... Nu, secretul ar fi să nu reacționați când femeia este poate într-o stare mai tumultoasă, are ceva de spus. Da, e... Să fiți relaxat, să o lăsați să se descarce. Da, așa este, da. Deci asta poate să funcționeze ca să nu escaladeze lucrurile. Da. Păi colegii mei spuneau, ce, când o ieși la pensie, o să vezi, o să te ceri cu soția permanent. Și cum e? Nu, nici nu. Pe departe. Nu. Foarte bine. Vă bucurați acum mai mult de căsnicie fiind aproape mai des? Adică cred că v-a lipsit toată viața, l-ați fi vrut mai mult lângă dumneavoastră. Da. Cum e acum? Sau v-ați obișnuit singură mai mult și acum vă încurcă prin casă? Nu. Chiar nu mă încurcă deloc. Nu mă încurcă, dar... Totuși, tot sunt plecat. Aha, deci sunt cu biserica, plecat în evanghelizări. Sunt cu familia, mama mea, fiind văduvă, mama ei, văduvă. Pulsesc încolo, încolo. Da, da. Au grădini amândouă și eu îmi place să muncesc la grădină. Deci aveți activități destule. Da. Chiar intenționăm, dar știu când să... Ne mutăm din București. Da. Când o ieși și eu la pensie. Mare și ea puțin și să dăm mai mult. Să plecăm din vacarmul acesta. Da, clar. Viața e mai liniștită la țară. Evident. Eu vin acum de la Covasna după 16 zile de relaxare. Minunat. Uitasem de București. Aseară mergeam în trafic și zic, Doamne... Nu mi-a fost dor de asta. Da. Ce sfat aveți pentru cei mai tineri care sunt la început de căsnicie și cu siguranță aveți atâta experiență și ați învățat că ar trebui să evităm asta, ar trebui să facem mai des din asta la altă? Ce le-ați spune? La momentul actual avem o generație neascultătoare. Mă gândeam eu atunci când l-am descoperit pe Dumnezeu, zic, Doamne, două elemente mă tulbură așa. Ascultarea și vegherea. Dumnezeu spunea în Biblie, poporul Israel, primul lucru, ascultă Israel. Noi acum nu mai ascultă copiii, nu mai ascultă de părinți, elevii, de profesori. Bine, atunci erau și modele. Acum
nu mai sunt. Da, mai puțin. M-am lucrat foarte mult cu studenții de la Politehnica. Aveam 47 de cămini acolo. Și am studiat așa, eram aproape în fiecare zi, în fiecare noapte cu ei acolo. Și am studiat, i-am studiat așa, nepăsare totală și față de studii și față de viața personală. Păcatul era la culme, așa. Bine, pot să fac și eu o paralelă așa între cei, noi, cei din sud aici și cei din Ardeal sau din Bucovina, unde sunt alte mentalități și... Sunt ok, noi suntem mai spre turci, așa. Da, spre fanar. Dar sfatul meu, așa, ar fi să găsească divinitatea. Să găsească un scop în viață. Dacă nu ai un scop în viață, acționezi haotic, așa, ca spițele unei biciclete. Dacă nu sunt prinse în butucul acela central, acționează haotic. Da. Și așa este. Au nevoie foarte mult de consiliere și aici la noi e rușine să te consilieze cineva. Nu mai e chiar așa. Știți că a apărut bolile acestea, atacul de panică și anxietatea, care, vedeți, nu au serviciu, nu au un scop în viață, nu cred în Dumnezeu, apar fricile și apar, nu știu cum să le numesc eu, niște duhuri așa urâte. Am avut foarte multe cazuri de fete pe care le-am internat la Spitalul Obregia pentru că aveau atacuri de panică. Ce unele spuneau, ajung în iad, nu pot să trăiesc. Și zic, Doamne, ce e asta? Da. Dar are Traian Dorzu, pionerele credinței, o poezie superbă în care spune să iei legătura cu divinitatea de tânăr. Da. Și atunci se schimbă toată traiectoria vieții. Da, pentru că poate știți și dumneavoastră, cei mai în vârstă au grumazul prea gros și nu prea mai, nu pot să... Deci ceea ce a trăit el și spune, ce e Dumnezeu sau ce, lasă-mă că ce știu eu aia fac. Bine, o mândrie și un egoism. Din mândrie izvoresc foarte multe răutăți. Dar pentru familiile aflate la început, din punct de vedere al relației de cuplu, ce gânduri aveți, ce sugestii? Pentru că sunt oameni încă tineri care vor să facă o familie, și-ar dori foarte mult să nu divorțeze niciodată, să se înțeleagă. Da, și dar divorțează, da. Se întâmplă. Cum să evite acest lucru? Ce să facă în familia lor? Da. Păi, vedeți dumneavoastră, am urmărit și la stare civilă. Vin cu șampanie, cu paharul în spume și te întreb, zic, ce a fost la început? Iubirea lui, evident că iubirea. Și după un an de zile... Se urăsc. De despărțirea. Bine, e și, știți, așteptările astea pe care le avem. De exemplu, cunoști pe cineva și pui o aureolă de sfânt așa. N-am văzut așa băiat bun, deosebit n-am întâlnit. Și apoi, după un timp, zici, ce... Descoperă realitatea. Nenorocit și cuvinte din astea, mă iertați, mai urâte. Uneori sfaturile se dau tocmai pentru a nu fi înțelese, pentru a nu fi respectate. Da, experiența vieții lor de început, bănuiesc că îi clădește un pic așa. Sfaturile mele ar fi tot spre divinitate, Și să aibă și un model așa. Vedeți, dumneavoastră, în Biserica Ortodoxă, spune un naș spiritual care să mă sprijine, să mi-l fac, care să vină să mă ajute. Era chestia asta odată, acum nu mai este. Dar părmuiesc că era bună, era un ajutor. Spunea, e nașul meu și trebuie să-l respect și să mă învețe de bine. Da, era... Avea un reper așa. Da, un reper și un model. Dar dacă se înclină spre divinitate, să știți că are ce să învețe. Foarte multe lucruri. Deci... Da. Dumnezeu este mare și atotputernic și El, dacă ne-a dat statutul acesta special de fii și fiice, are grijă de noi, nu? Da. Spuneam la cineva, cum ai grijă de noi? Pentru că, hai să-ți dau un exemplu așa. Prin 1920, în America, într-un pustiu, rămâne cineva cu o mașină Ford, în pană. Și acolo
orașele sunt foarte depărtate, poate la 100 de kilometri. Și a așteptat ăsta, bărbatul, o oră, două, trei, patru, nu trecea nicio mașină. Până la urmă a venit o mașină, din mașină a coborât un bărbat elegant cu cravată, cu diplomat, și ăsta zice, aolo, n-am niciun noroc, ce știe ăsta la mașină? Și ridică capota. Ridicat, am meșterit acolo un minut, ce ia de cheie, ok. Ce domnule, dar cine ești dumneata? Eu sunt inginerul Henry Ford care a făcut mașina asta. Wow! Deci, Dumnezeu care ne-a creat știe să ne spună ce să mâncăm, ce să bem și cum să funcționeze această mașinărie care este templul Duhului Sfânt. Da. Și de-aia spun, dacă s-ar îndrepta tinerii spre divinitate, ar fi ca să învețe. Bine, v-am spus și legat de o familie mai în vârstă, dar să fie repere, dar... Da. Vedeți și în muzică și în asta. Cam scârție așa. Din punctul nostru de vedere, ce le-ați sugera? Mm-hmm. Viitoarelor soții, nu știu. Da, să lase un pic mai mult de la ele. Să fie supuse bărbatului, pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Ceea ce în zilele noastre e mai greu. În mod pozitiv, că, da, nu? Da, femeia tinde să fie egală cu bărbatul. Da. Și da, să lase unul de la altul, se, atunci când vin încercările, se pună pe genunchi, să ceară sfat Domnului. Da. Să, da, nu știu. Și că se spune... Căsnicia întotdeauna trebuie să modeleze caracterul. Să fie o permanentă luptă în a modela caracterul omului. Da, asta e important. Și dacă... Și caracterul se formează din micile astea chestii. Da. Atunci ce scrie, vulpile mici strică viile mari. Da. Și apare, deci eu observ de ani de zile, apare în violența care nu e acceptată de femei, pare în familie, și necomunicarea. Comunicarea, nu, dacă stai pe telefon și cochetezi cu altcineva, da, e, da, da, e o îndepărtare așa de... Clar. Da, da, e urât, e urâtă chestia asta. Bine, nu mai există nici... Deci pe timpuri munceam la câmp, eu mergeam la sapă, Doamne... N-aveai timp de telefon de și... zi, veneam seara... prăfuit și dormeam buștean până dimineața. Dimineața aveam forțe noi. Acum, dacă faci mai puțină muncă, nu treabă. Eu de dimineață sunt pe covor și adun toate scamele. Păi, parcă n-ar exista aspirator. Nu, îmi place mie. În toată casa șterg praful, becurile, da. Nu, e o obsesie, da. Bine că e una bună. Și îmi place să spăl vasele. Să... No, ia auzi, da, deci ajută în gospodărie. Trebuie. Minunat. Și să lucreze la grădină. No? Păi, spunea cineva, să învârte pământul odată și tu ce faci? Da. Am o vorbă despre lene. Adevărul mi l-a spus a mea bunică. Omul dacă stă, se strică. Corect. Ce bine că ești. E o luptă, deci apar fel și fel de probleme pe care trebuie să le rezolvi. Ce bine că ești în viața mea. Ați menționat de câteva ori până acum despre întoarcerea la Dumnezeu. Puteți să ne dați mai multe detalii când a avut loc și în ce moment al vieții? În ce mod? Da. V-am spus că am plecat dintr-un mediu frumos, într-un mediu din provincie. M-am născut la sat și până la 14 ani am locuit acolo. Apoi am plecat la liceu, la Găiești, la Târgoviște. Și aici, în București, am dat piept cu viața asta mai dură, așa, a infractorilor, a hoților, a pungașilor. Da. Și cumva am uitat viața mea de la țară și m-am atașat mult de oraș și aici devii așa un pic de șmecher, dar șmecher pe un segment mai urât așa.
Și eram, aveam în mine așa un gol pe care nimeni nu putea să-l umple. Da. Devenise un reper pentru mine păcatul. Și din băiatul cel de la țară, așa timid, devenise mai șmecherit, care îi supăram, vorbeam urât, îi supăram pe cei din jurul meu. Uh-huh. Da. Și vedeți, lucra cineva în inima mea, lucra fără să știu eu, pentru că era ca o chemare așa și eu mă depărtam, chiar citeam în jurnalele mele de atunci și vedeam viața mea fără rost. Aveam 21-22 de ani și era ziua mea de naștere și scriam în jurnal. Ce ai făcut tu anul acesta? Ce ai făcut tu anul acesta? Ai făcut aia, nu mai prostii. Tu trebuie să înveți pentru facultate, tu trebuie să fii un reper pentru familia ta, fiindcă ești cel mai mare, să înveți pe frații tăi. Da. Serviciu era un anturaj urât, colegii mă luau la băuturi alcoolice. Da. Da. Și eram slăbănog, eram fără orizont, eram ca un pai din acela care îl duci pe apă. Da, dus. Și într-o zi Dumnezeu m-a găsit. El m-a găsit, eu nu l-am căutat, el m-a găsit și mi-a pus piciorul pe stâncă. O zi memorabilă, dumneavoastră știți, ați ascultat, am mărturit și experiențe. Eu merg cu Gelu Panait, chiar sabatul următor mergem la comunitatea din Corpul, județul Constanța, pentru că suntem chemați. Mărturiile sunt unice, experiențele sunt unice. Da. Dar a mea a fost, convertirea mea a fost ca și cascada Niagara. Așa a venit. Sau cei care ne văd sau ne ascultă, a fost ca o întoarcere de 180 de grade. Era în armată stânga împrejur. Da, da, da. Turcea, așa. Așa a fost întoarcerea mea, de la păcat la... Și ați putut lăsa instant tot? Dar tot. Și alcool și... A fost o lumină pe care mi s-a revelat așa extraordinar. Eu am o sintagmă. Vreau în viață ca să aprind o luminiță în întunecimea unei ființe. Așa a fost la mine. Mi s-a luminat totul. Am văzut dintr-o perspectivă absolut nouă. Mi-am dat seama că, într-adevăr, acolo este viața și am pornit pe drumul acela cu o inimă și o înflăcărare de nu putea să mă oprească nimeni. Da. Da. Și mulțumesc lui Dumnezeu, dar mă rugam, eu zic, Doamne, dar pot eu să țin ceea ce s-a întâmplat cu mine? Dar până la urmă mi-am dat seama că tot el a avut puterea de la el, că... Da. Ca să te ridici, era cum era pe David, ca un boxeor în curs, ați văzut când se lovește, se ridică. Asta s-a întâmplat după căsătorie sau înainte? După căsătorie, după căsătorie. Da. În 1992, deci. Și aveam 5 ani. Cum ați perceput schimbarea lui? În ce mod a afectat relația voastră? Într-un mod pozitiv. Era mult mai liniștit. Vorbea mai frumos. Că înainte mai scăpa așa cât un cuvânt. Da. Și era... Nu știu cum să spun... Mai activ și mai implicat. După 6 luni, așa, și-a dat seama ce e cu tine. Că eu după... mai mințeam, spuneam, mă duc în misiune, dar numai în misiune nu mă duceam eu, știi? Uh-huh. Și apoi când ne-am spus sincer, zic, gata, eu sunt alt om și vreau să merg pe calea aceasta, a receptat și-a dat seama că de schimbare și apoi după un an de zile a venit să tragem la jug împreună. Da, că în timpul ăsta am mai mers cu el la biserică și am mai aflat și eu unele lucruri, pentru că nu știam înainte, nu știam nici că există Biblia. Nu. Da. Da, mi se pare că bunicul meu, înainte de a muri, știu că citea o carte și m-am uitat și eu din curiozitate să văd ce și era Biblia. Uh-huh. Și... Da, el a făcut război. Dar nu, bunicul. Atunci n-am citit din ea. Da. Dar ne povestea el așa câte ceva. Da, le citea seara. Obișnuia să ne citească și...
A fost, interesant pentru noi să descoperiți Biblia și principiile ei. Cred că asta s-a îmbunătățit, nu? Și relația dintre voi și relația cu Dumnezeu. Da, a devenit. Păi, am exemplu, foarte mulți colegi care au plecat. Da. Au plecat ei, au plecat ele, au plecat. Și mă durea sufletul pe mine. Da. Chiar vorbeam cu ei. Ce s-a întâmplat? M-au luat pe panta alcoolului, pe panta imoralității și câte am trăit. Am schimbat anumite servicii. Da. La Poliția Capitale, la secție, la circulație, la bănci. Și am cunoscut foarte mulți. Dovadă că am în telefon 5.000 de contacte. E ceva, da. Și pe unde ați mers, ați întâlnit cazuri din acestea unde se strică relația din cauza păcatului. M-am întâlnit, da. Am întâlnit și acum mă întâlnesc și... Vă doresc sfătul. Urât e că și în mediul creștin se întâmplă și... Se întâmplă. Dacă nu stăm aproape de Dumnezeu, nu stăm în siguranță. Da, evident. Evident, așa este. Da, o căsnicie trebuie să funcționeze ca un triunghi. Bărbatul, femeia și Dumnezeu. Da. Altfel... Erau... Nu sunt șanse de reușită. Da. Apropo de iubire, erau doi îndrăgostiți în parc și se țineau de mână, zâmbeau și la un moment dat cântau o pasăre. El spune, ia uite, draga mea, ce spune pasărea? Ce spune? Te iubesc, te iubesc, te iubesc. La un moment dat mers câțiva pași și cântă altă pasăre și ea spune, ia uite, dragul meu, cântă pasăre, ce spune? Dovedește, dovedește, dovedește. Dar, vorbe. Nu doar vorbe, da. Chestia asta practică, să știți, în căsnicie e o luptă. Nu e, să zici, parfum, stai cu telecomanda în mână la Dolce Vita. E o luptă în căsnicie, apar fel și fel de probleme pe care trebuie să le rezolvi. Hai, și eu care merg tot timpul în toată țara și iau contact cu văduvele, cu orfanii, cu oameni necăjiți. Da. Este nevoie. Este nevoie de lucrul acesta. Și mi-a pus Dumnezeu pe inimă acest subiect și mă țin de el. Foarte cât bine. Pot și eu. Dar cum faceți să nu vă încarce negativ toată suferința pe care o vedeți? De-a lungul vieții, sigur, ați văzut multă, multă suferință. Și cum faceți să nu preluați, să ajutați, dar să nu afecteze viața dumneavoastră? Și... Da, aici aveți dreptate. E un pic de efort să te încarci, pentru că chiar în urmă cu o lună am fost undeva în județul Prahova la niște copii cu dizabilități. Uai, nu puteai să te uiți. Deci legumă erau, nu putea să vorbească, nu putea să... Și am încercat să-i ajut și eu cât pot pe partea financiară, dar nu puteam să mă uit la el. Și m-am văzut foarte mulți. Așa de... Era schilodiți, trupește. Dar totuși m-am tăbăcit într-un fel așa, pentru că am cunoscut mulți și las și mâna lui Dumnezeu toate lucrurile acestea. Mă gândesc că El îngăduie lucrurile acestea și merg mai departe. Da. Da, mă detașez un pic, dar să știți că fac un efort. Cred. Mă detașez, nu? Cum mai merge la cei care sunt unde în Tulcea, unde au boala aia cea, unde se ia piele de pe ei. La leproși, da. Am avut cunoscuți care au fost acolo și a zis, n-am avut nicio treabă, am intrat. Oh, Doamne, multe suferințe pe pământ. Da, sunt. Dar bine că aveți pe suflet să ajutați și să vă implicați pentru ei. Am pe inima asta și... Da. Pentru cine înțelege, a, ce faci tu, bă, lasă-i în pace. Nu? O să vă dau un exemplu? Da, vă rog. În urmă cu 25 de ani, așa, era o familie, mamă, două fiice. Locuiau în comuna Pantelimon, chiar în mijlocul ăla, erau acolo, romi, hai, ce era?
le locuiam într-o casă închiriată și eu mergeam pe la ele în fiecare săptămână, le duceam de mâncare. Le-am spus la țigaia de acolo, vedeți că eu lucrez la trupele speciale și dacă se întâmplă ceva, vine aici cu mascații peste voi să nu vă luați de fetele. Da. Și mă duceam eu la ele, a trecut o perioadă și nu mai știu de ele, au plecat de acolo. Uh-huh. Într-o zi, într-o seară, de fapt eram pe calculator și primesc un mesaj pe SMS. Ce faci, Costeluș? Mă uit, domnișoară. Uh-huh. Ce să fac? Bine, cine ești tu? Ce sunt Diana. Care e Diana? Ce sunt în Spania și în urmă cu 20 de ani, zice, venea un înger și dea de mâncare. Da. Tu erai acela. Eu uitasem. Da. Cum eu veneam? Da, ce tu, de câte ori aveai nevoie, ne știam cea de mâncare. Da, dar uitasem, nu mai știam de ele, erau timp. Și a crescut între timp și... Da, a crescut între timp, s-a căsătorit, are două fetițe acolo în Spania, merge la biserică. Da. Ce înseamnă un sprijin adus într-un moment de mare nevoie? Da, păi erau, erau așa de amărâte, n-aveau niciun ban. Încercau să supraviețuiască și ele. A venit un moment când nu știu cine le-a luat acolo în Spania și... Au putut să clădească viața lor. Da. Frumos, mă bucur că vă implicați și că ajutați alți oameni. Știu că vreți să ne spuneți și o poezie. Scrieți poezie adesea, scrieți jurnale, văd. Da. Sunteți implicat. Da. O poezie de încurajare. Nu ești învins, așa se numește poezia. Nu ești învins. Nu ești învins cât timp credința nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești înfrânt cât timp nădejdea și țelul ei îți este sfânt. Nădejdea iarăși te întărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu ești zdrobit cât ai iubirea, curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță, poți fi călcat, dar nu zdrobit. Nu ești departe până duhul și rugăciunea nu ți-e sreci. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele dus pe veci. Nu rătăcești cât timp ții gândul și inima la ce ai primit. Când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi, ești rătăcit. Nu mori când inima încetează și când de ceri ai ochii rupți, când nu mai arzi și nu mai sângeri, când nu mai plângi și nu mai lupți. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit du legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit. Amin. Ce frumos, foarte frumos. Felicitări și scrieți în continuare. Trebuie să realizați și album, să le tipăriți. Da, trebuie să le da. Dragilor, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și ne-ați povestit aici despre familia voastră. Cu mare drag. Sunt multe de spus într-o familie și atâția ani, vă dați seama. Cred. Dar Dumnezeu ne-a ținut, El ne-a dat curaj, iar noi mergem mai departe. Dumnezeu să fie în continuare cu dumneavoastră, mulțumim. Să fiți o lumină pe unde mergeți. Mulțumim. Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Sunt Ramona Drăvășan și vă aștept și duminica viitoare de la ora 19. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.